Polițiștii maramureșeni au efectuat mai multe controle în farmaciile din județ pentru a combate infracționalitatea și au verificat sistemele de securitate privată. Acțiunile de acest gen s-au desfășurat pe parcursul lunii octombrie și au continuat și în luna noiembrie. În total au fost controlate 100 de farmacii, iar în cazul a 17 unități s-au constatat abateri, motiv pentru care acestea au fost amendate. Rezultatele controalelor au relevat că 17 unități nu au efectuat analiza de risc. O parte din obiective nu au implementat măsurile stabilite de evaluatorii de risc, altele nu au respectat cerințele minime de securitate. În urma verificărilor, polițiștii au acordat amenzi în valoare de 32.000 de lei, însă pe această cale au efectuat și instruiri ale personalului în vederea sporirii vigilenței și capacității de reacție în situația comiterii de infracțiuni contra patrimoniului. Abaterile constatate au fost sancționate conform prevederilor legii numărul 333 din 2003 și ale HG 301 din 2012, fiind aplicate 38 de contravenții. Valoarea amenzilor aplicate a fost de 32.000 de lei, polițiștii stabilind totodată termene clare de remediere a deficiențelor constatate, astfel încât valorile depozitate, viața și integritatea persoanelor să fie în siguranță. Polițiștii reamintesc că mijloacele mecanofizice de protecție și sistemele de detecție, supraveghere și alarmare se instalează în baza analizei de risc la securitatea fizică a obiectivului și a prevederilor stabilite de legea numărul 333 din 2003 și hotărârea numărul 301 din 2001, iar implementarea acestor măsuri conferă un plus de siguranță bunurilor și valorilor deținute și implicit asigură protecția persoanelor.